Accident halucinant în județul Mehedinți, mai exact în localitatea Tâmna. În această dimineață, un bărbat în vârstă de 39 de ani din județul Dolj, din spusele vecinilor, ar fi adormit la volanul tirului, după care a intrat într-un autoturism parcat pe partea carosabilă. Apoi, doi localnici s-au trezit cu mastodontul în casă. Din fericire, atât șoferul a scăpat ca prin minune, cât și locuitorii casei. Șoferul tirului a pierdut controlul volanului, iar după ce acesta a aruncat autoturismul parcat regulamentar, a intrat cu mastodontul în casa unde locuiau doi tineri. Norocul acestora a fost că în noaptea trecută și-au ales o altă cameră unde să se odihnească decât pe cea în care dormeau de obicei. Astfel, această dramă se putea transforma într-o cumpănă foarte mare pentru aceștia. Din spusele vecinilor, femeia ar fi suferit un atac de panică, iar șoferul tirului a scăpat cu răni ușoare. În această dimineață, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu auto specială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMORT la un accident rutier produs pe drumul național 6 pe raza localității Tâmna. În accident a fost implicat un autotren care a părăsit partea carosabilă. La sosirea salvatorilor, șoferul se afla blocat în cabină, însă neîncarcerat. Salvatorii au extras victima și au predat-o unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Porțiunea de drum de pe care a ieșit tirul fiind una dreaptă, iar casele din această localitate sunt la distanță mare de partea carosabilă. În urma impactului, atât imobilul cât și tirul sunt distruse aproape în totalitate, din fericire având parte doar de pagube materiale. În această dimineață, un bărbat de 39 de ani din județul Dolj, în timp ce conducea un autotren pe DN6 în localitatea Tâmna, a părăsit partea carosabilă, a acroșat un autoturism parcat, după care a intrat în coliziune cu un imobil. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii au deschis în acest caz dosar penal pe numele șoferului, care este acum bun de plată. Dacă în urma anchetei se va stabili că acesta se afla în afara orelor de program de condus, asigurarea nu poate acoperi pagubele produse.